Bine ați venit la TV Break. Sunt Adrian Barbu și astăzi aflăm de ce este bine să vorbim corect. Acum 50.000 de ani, undeva în estul Africii, se presupune că se vorbea prima limbă de pe Terra. Limbajul proto-uman. În prezent, pe teritoriul Pământului, limbile vorbite sunt aproximativ 7.117, conform ethnologue.com. Vă dați seama că foarte multe dintre acestea sunt asemănătoare, iar multe dintre ele presupun că au apărut în lipsa dicției. Dacă nu încercăm să ne corectăm felul de a vorbi, există pericolul de a inventa cuvinte noi, cum ar fi peroadă, sau să botezăm oameni sau orașe, Dragnea, Cluj, dar și mai rău este că putem da alt înțeles ideilor pe care noi încercăm să le comunicăm. Spitalul a ars datorită unui obiect încins. Nu prea sună corect. Cu experiență de aproximativ 20 de ani în media, Carmen Ivanov a lansat Dicție.ro, dar și manualul de dicție 6 sași în 6 saci. Mai nou s-a născut și școala de dicție, locul unde copiii învață să comunice și să vorbească corect. Sunt cursuri de radio, sunt cursuri de TV și tot aici copiii învață și să dubleze desene animate. Haideți cu toții la școala de dicție cu Carmen Ivanov. Dicția este foarte importantă pentru a vorbi corect gramatical. Eu vin aici, la Dicție.ro, pentru a învăța cum să vorbesc corect și pentru a mă distra alături de prietenii și colegii mei. Datorită profesorilor minunați de aici, am învățat cum să vorbesc corect gramatical și am învățat că lucrul în echipă este foarte esențial. Aici fac cursuri de televiziune, actorie și dicție. La fiecare curs mă distrez alături de profesorul meu și învăț lucruri noi. La actorie învățăm cum să ne mișcăm, cum să ne distrăm și cum trebuie să lăsăm mereu inima noastră să gândească. Nu să gândim foarte robotic atunci când prezentăm o știre, ci ceea ce gândim noi este foarte important. Ne mai încurcăm, desigur, cum fac și eu acum, dar orice om o face, corect este să ne corectăm atunci când o facem. Pentru că aici, la Dicție.ro, învățăm că orice om greșește, dar desigur, trebuie să ne corectăm. Dicția este foarte importantă pentru toată lumea, indiferent de vârstă, indiferent că ești mic, ai 4 ani sau 10 ani sau 16 ani, indiferent că ai ajuns deja manager de companie și acum trebuie să ții ședințe sau ești chiar jurnalist la radio sau la TV. Este foarte important să avem o dicție bună. Dicție bună nu înseamnă doar pronunție bună, înseamnă să ai un ritm al vorbirii frumos, corect, să ai un volum al vocii potrivit și foarte important să ai intonație, să știi cum să pui cuvintele și accentele pe cuvinte în așa fel încât să împingi în mintea ascultătorului mesajul pe care tu l-ai de transmis. Și asta facem noi la orele de dicție pentru că, mai ales pentru copii, este foarte important să poată să se exprime așa cum trebuie la orele de la școală, așa cum trebuie acasă sau când se întâlnesc cu prietenii și mai ales la școala TV Dicție.ro, la televizor sau pe înregistrările radio, pentru că știm foarte bine, cei mai mulți dintre cei mici vor să se vadă pe filmări. Ei au acum tot felul de dispozitive, își fac canale de YouTube, fac content până la urmă și iată că au nevoie de dicție pentru că asta îi face pe ei să fie diferiți față de ceilalți care nu fac exerciții de dicție, nu se pregătesc în niciun fel și evident că vor avea un pic de pierdut, vor rămâne în urmă, pentru că într-un fel te uiți la cineva care poate comunica mesajul așa cum trebuie, un mesaj inteligent comunicat corect va fi mult mai puternic decât un mesaj inteligent comunicat incorrect. Dacă ne gândim la ceea ce urmează să facă cei mici când vor deveni adulți, gândiți-vă la copiii care își doresc să devină avocați sau își doresc să devină, de ce nu, jurnaliști de radio sau TV sau copiii care fac un sport de performanță și ajung pe cele mai înalte culmi și au de dat interviuri, da? Pentru că știm foarte bine că după fiecare meci sau după fiecare competiție, da? Că nu trebuie neapărat să fie toată lumea la fotbal, ai de dat interviuri.
Și atunci, acolo este diferența. Știm foarte bine cu toții gafele pe care le fac anumiți sportivi și care, practic, ele circulă mai mult prin presă decât performanțele sportive. Dar să ne gândim și la copiii care vor să devină PR sau comunicatori sau manageri și vor trebui să țină ședințe. Ei bine, acolo se va face diferența. Mai mult decât atât, la cursurile noastre vin o grămadă de IT-iști. Te-ai gândit că un IT-ist stă în fața computerului și își vede de treaba lui. Creează programe, programează tot felul de lucruri, dar gândește-te în felul următor. Acum sunt tot felul de sesiuni de pitch. Ei inventează ceva, fac o aplicație, fac un program, fac un algoritm, după care trebuie să-l prezinte. Pentru că pitch-ul, asta înseamnă, este o prezentare. O prezentare care de obicei poate atrage fonduri, venituri. Am avut la cursurile noastre o mulțime de IT-iști care și-au pierdut, da? Adică au pierdut șansa de a își finanța proiectele pentru că n-au putut să le prezinte. Și atunci vin să învețe să vorbească așa cum trebuie, să comunice, să transmită mesajul în așa fel încât apoi pe munca lor, muncă frumoasă, să poată să obțină finanțare pentru că vor putea să țină o prezentare. Dicția este importantă pentru a ști să citim, dar și pentru comunicarea de zi cu zi cu alte persoane. Este foarte importantă și pentru joburile noastre, că suntem prezentatori TV sau că suntem manageri și trebuie să facem o prezentare. Și normal că trebuie să vorbim corect pentru a face o impresie bună pentru alte persoane. Iar dicția este importantă pentru toate vârstele, că suntem copii sau că suntem adulți, că suntem părinți sau că suntem elevi. Nu contează. Dicția va fi mereu importantă. Eu sunt jurnalist, pot spune asta, după 20 de ani de presă, sunt jurnalist de radio și de televiziune. Chiar dacă în momentul acesta nu mai fac televiziune, fac doar radio, am 20 de ani de radio în spate, am început la Radio Contact în anul 2000 și am făcut și prima emisiune de jocuri video pe radio, deși ele sunt eminamente vizuale, iată, am reușit să implementez acest concept care acum este practic peste tot, avem pastila de IT, avem tot felul de lucruri atât pe radio și cât și la televizor. În televiziune am lucrat undeva la 6-7 ani, dar am zis că este suficient pentru că sunt foarte, foarte multe alte lucruri pe care le pot face, deoarece în perioada în care am scris știri, am prezentat știri, am făcut emisiuni de divertisment, am făcut și cursuri de dicție, am predat cursuri de dicție, am scris un manual de dicție care se numește 6 sași în 6 saci pentru adulți și două manuale de dicție pentru copii care ele se numesc Străfurnica și Prietenii săi și Continuarea Străfurnica în căutarea Atlantidei. Despre aceste două manuale vă pot spune doar că o mulțime de logopezi din România predau după ele, ceea ce cred eu că le face să fie valoroase nu doar în ochii mei și nu doar la cursurile pe care eu le țin, ci și pentru alți oameni. În punctul în care am ajuns undeva anul trecut, m-am gândit că este cazul să deschid și o școală de televiziune pentru copii în care să putem să facem dicție, în care să putem să facem actorie, pentru că ne trebuie, da, să știm cum ne mișcăm mâinile, cum respirăm, ce facem atunci când ne aflăm în fața unei camere de luat vederi și, evident, ore de televiziune și de radio, chiar și dublaj de desene animate, pentru că nu-i așa, copiilor le plac desenele animate și, până la urmă, tot ce ține de voce și voice acting poate fi transformat în ceva valoros. La vârsta lor sunt foarte, foarte entuziasmați în momentul în care avem, de exemplu, orele de televiziune, pentru că se pot vedea apoi pe filmulețe, sau orele de voice acting, pentru că se pot auzi și pot vedea cum ar arăta un personaj de desen animat care, practic, folosește vocea lor. Ia! 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 Hei, Bingo, ce faci acolo? Dansez floss!
Super! Vrei să te joci de-a bunicuțele? Putem merge la magazin. Bine, dar pot dansa flos? Nu cred că bunicile dansează flos. La școala de televiziune pentru copii, dicție.ro, avem o mulțime de cursuri care îi ajută pe cei mici să se dezvolte personal în primul rând. Avem cursurile de dicție în care, desigur, facem dicție, facem tot felul de exerciții în așa fel încât vorbirea lor să fie foarte clară, foarte corectă, să știe cum să se folosească de intonație, în așa fel încât atunci când au de înregistrat o reclamă sau o voce pentru desene animate sau chiar o filmare, da? Pentru că noi facem tot felul de filmări atât înăuntru cât și în afară, adică i-am transformat în mici reporteri. Desigur, afară trebuie să țină minte textul pentru că nu au prompter. Îi ajută foarte mult dicția să facă aceste lucruri bine. Pe de altă parte avem orele de actorie, unde ei învață mai multe despre ritm, despre postură, despre ce facem cu mâinile atunci când suntem la televizor, cum ne mișcăm, hai să zicem, mimică și gestică, este foarte important și, evident, tot felul de aptitudini pe care le pot dobândi la orele de actorie. Nu ne-am propus să facem spectacole, să le punem în scenă, pentru că ar fi prea mult, iese puțin din area mea de activitate, dar, pe de altă parte, la orele de actorie sunt o mulțime de actori care vin și predau la noi la școală în așa fel încât să poată cei mici să poată avea aceste abilități, aceste skill-uri. Iar la orele de radio și de televiziune, evident, înregistrăm tot felul de lucruri la orele de radio, la orele de televiziune, facem filmări afară, înăuntru, în studio virtual, în studio real, în așa fel încât cei mici să poată să-și dea seama cum arată ei atunci când sunt filmați, să se poată urmări pe YouTube și să își... Știm foarte bine că cei mari, de exemplu, au o problemă în a se vedea și în a se auzi. Unii dintre ei nu-și suportă vocea. Ori dacă tu te obișnuiești de mic cu imaginea ta, cu vocea ta, uite așa sună vocea mea pe înregistrare, uite așa arăt eu atunci când apar la televizor, cu siguranță vor avea o mai mare încredere în ei. Și mie mi se pare acest lucru extraordinar, pentru că atunci când noi am fost mici, nu aveam astfel de școli, nu aveam unde să ne ducem să ne perfecționăm, chiar dacă poate abilitățile noastre ne arătau că, iată, vei deveni un mare om de radio sau de TV. N-am avut o școală de radio când eram mici, n-am avut o școală de radio nici măcar când eram mari, pentru că nu se prea face, hai să spunem, zona de radio e puțin... lăsată la o parte în facultățile de jurnalism, astfel că atunci când vin studenții mari, da, studenții de la facultăți de jurnalism la orele noastre de radio, ne spun că în 3 luni de zile au învățat mai mult decât în 3 ani de facultate la jurnalism. Eu cred că dicția este importantă pentru a rosti corect cuvintele și pentru a vorbi corect gramatical. Noi trebuie să facem dicție, pentru că dacă o să ajungem să ne ia cineva interviu, nu va trebui să ne bâlbâim în cuvinte și să rostim cuvintele corect. Un proiect special la care am lucrat a fost această carte. Se numește Cu fără pupici și nu, deși scrie Carmen Ivanov pe ea, nu este scrisă de mine, este doar, hai să spunem, îngrijită de mine, pentru că, de fapt, această carte are 53 de autori. Cei 53 de autori au vârste cuprinse între 4 și 16 ani, sunt elevi de la școala TV Dicție.ro și, într-o vară, asta am făcut noi. Am scris o carte, am publicat-o, a intrat în librării, iar, evident că fiind o sumă destul de mare de autori, am considerat că banii de pe această carte, după ce ea s-a vândut, să-i transformăm în cadouri de Crăciun pentru copiii defavorizați din sectorul 6 al capitalei și culmea este că exact în luna noiembrie anul trecut am lansat această carte, a fost o vreme în care puteam să facem adunări, au fost peste 200 de persoane la lansarea acestei cărți, atât copiii cât și părinții și bunicii, și a fost o mare, mare sărbătoare, pentru că eu cred că acesta este un proiect unic în România. Am făcut practic o radiografie a minților celor mici despre, de exemplu, de unde vin banii sau în ce zodie este Dumnezeu sau ce face un unicorn atunci când pleacă în vacanță. Și așa mai departe, ce înseamnă să fii politician? Am pus o mulțime de întrebări și am primit niște răspunsuri foarte, foarte interesante.
Eu merg la școala de televiziune dicție.ro pentru că consider că dicția este importantă oriunde, fie că ești mic sau mare, fie că e vorba de un casting sau de prezentarea unui proiect la școală. Dicția te ajută. Mai merg aici și pentru că îmi place să apar la televizor și iau ca pe o rampă de lansare. Despre cursurile pentru adulți aș vrea să îți spun câteva cuvinte, pentru că ele sunt foarte, foarte importante. Înainte să existe școala TV pentru copii, școala TV dicție.ro pentru copii, a existat doar dicție.ro, adică locul în care oamenii veneau, se înscriau să facă atât cursuri de dicție, cât și cursuri de radio sau chiar media training-uri, adică pregătire pentru televiziune. Facem asta de vreo 17 ani și am început cu grupuri de jurnaliști de la Centrul pentru Jurnalism Independent, CJI. Acolo veneau tot felul de jurnaliști, unii cu mai mulți ani de experiență decât aveam eu ani de viață la momentul acela, dar ei spuneau că îi ajută foarte mult expertiza mea, de exemplu pe radio, în așa fel încât să poată vorbi mai bine, să poată citi mai bine, să poată lectura la microfon, practic. Și dacă, spre exemplu, primul curs pe care, de dicție pe care eu l-am ținut primea un feedback negativ, probabil că n-aș mai fi făcut nici un alt curs, dar a primit un feedback extraordinar și atunci am zis că poate felul în care eu abordez relația mea cu radioul, cu microfonul, cu camerele de luat vederi, este benefică și pentru alți oameni. De asemenea, cei mari, cursanții de peste 18 ani au o mulțime de posibilități atunci când se îndreaptă către dicție.ro, pentru că pot face cursuri de dicție individuale. În această perioadă, evident, și online, cursuri de voiceover. Aceste cursuri de voiceover de reclame sau de desene animate sunt foarte, foarte căutate. Deci, practic, în momentul în care anunț un curs de voiceover, în săptămâna următoare, fără niciun fel de publicitate, da, făcută pe nicăieri, grupa este plină, pentru că le facem de vreo 7-8 ani și practic în România nu există o altă companie care acum să facă, să pregătească viitori voiceover, viitoare voci de reclame. Și mie mi se pare foarte, foarte important acest aspect. Pot să facă, evident, cursuri de radio sau de televiziune. Și foarte important, de anul trecut am început niște tabere de televiziune. Practic, noi plecăm din București la munte, unde altceva n-avem de făcut decât dicție și filmări. Dicție și filmări, timp de o săptămână întreagă. Plus că, într-un mediu cum este, de exemplu, județul Brașov, cred că îți vine să te trezești dimineața la 7, să faci încălzire fix ca în tabără, după care să pornești și să-ți pregătești viitoarele filmări de peste zi. Și pentru cineva care își dorește să ajungă în televiziune sau își dorește să poată să țină prezentări la diverse evenimente, eu cred că acest lucru este foarte important. Am rămas cu o carte în mână pentru că acesta este singurul manual de dicție din România, care se numește 6 sași în 6 saci. El a fost lansat în 2013 și este companionul meu, pentru că practic am scris această carte pentru a mă ajuta pe mine la cursurile mele. M-am săturat să dau printuri, practic. Și am făcut un set de exerciții destul de complicat, am pus și o mulțime de teorie, pentru că am lucrat aproape de 10 ani la această carte până ca ea să fie lansată. Am vorbit cu medici stomatologi, am vorbit cu medici oreliști, am făcut o dita mai cercetare, am ajuns să studiez tratat de medicină maxilofacială ca eu să pot înțelege unde se formează sunetele, atunci când avem probleme, de ce avem probleme și cum pot să-i ajut pe oameni să vorbească mai bine. Cea mai nouă carte lansată însă la dicție.ro este cartea 613 greșeli gramaticale în limba română plus 50 de teste de gramatică. Ele sunt pentru cei mici, acele teste de gramatică, însă partea cu 613 greșeli gramaticale în limba română mie mi se pare că este pentru toată lumea, pentru că facem și auzim în jurul nostru atât de multă lume vorbind incorrect, atât de multă lume căreia nu-i mai pasă de cazul acuzativ, pentru care negația înainte de decât este practic
practic un cuvânt inutil și așa mai departe, încât am simțit nevoia să fac această carte, nu este decât o culegere de expresii greșite pe care încercăm să le îndreptăm cu ajutorul acestei cărți. Este practic un manifest împotriva trunchierii limbii române. Pentru că știm foarte bine, am avut de la politicieni, la oameni care apar foarte des la televizor și care pur și simplu nu puteau stăpâni limba română și ei practic sunt niște exemple, pentru că îi vedem și îi auzim în fiecare zi. Și atunci mie mi se pare foarte important ca generațiile ce vin să poată vorbi o limbă română corectă. Până data viitoare, pentru că nu am timp acum să explic cum funcționează deepfake-ul și mai ales pentru că este campanie electorală, vă las cu următorul spot. Enjoy! I must say, I really felt quite distressed at not receiving an invitation. Eric Mamek, you actually went kind of like a teardrop shape. So it's like it doesn't end in like a bluff, right? Because it creates a low pressure zone behind the mirror, and so you'd have to like have a kind of a, almost like a cone behind the mirror, or bland it with the body or something like that. Okay. The job needed fast hands. That I have found myself, I loved the sound so much that I found myself doing it sometimes when I laugh hard enough. You went. I'm Ron, by the way, from Weasley. I'm Harry Potter. I'm Gat.